Ce să începe? Tricuri și-ți facem. 1, 2, 3. Let's go! Și haideți să sărbătorim împreună 1000 de urmăritori pe Twitch. E ceva. Deci credeți-mă, e ceva. 1000. Încercăm azi cu Valeria Lungu. Problema e că eu am înțeles că e un video... Am înțeles că e un video, un interviu cu Victoria Lungu de 40 ceva de minute. Adică eu credem că doar 6 și mi-era rău ieri, dar astăzi o să fie 40 de minute de interviu. O să mai sărim peste unul, peste altul. Stați să-mi aranjez și dacă mi-am pus și floricica. Haide băi, hai să trecem la asta și pe urmă mai vedem. Confesiune cu Victoria Lungu. Victoria Lungu este o interpretă de la noi, de, pe care o știu de când mă țin minte eu. Ești prietenă cu maică mea, din câte ți-o cunoștință cel puțin. Ne cunoaștem și noi, eu mă cunosc și cu Valeria Lungu. Chiar am fost la niște cursuri de actorie pe vremuri când eram eu încă în școală, în așa. Și da, și acum înțeleg că ele nu-și mai vorbesc. Din ce motiv urmează să aflați împreună cu mine? Atât de mult aș vrea ca lacrimile mele să ajungă la sufletul ei. Mă iau în mâini și... Băi, sper să-l trec cu brio. Să-l trecem împreună cu brio. Trecem direct în pâine. Direct în subiect, da? Ok. Inculților. Scuze. Bine v-am găsit! Astăzi la confesiune a venit Victoria Lungu. Da. Artista a hotărât să revină definitiv în Moldova după acum 4 ani a decis să se stabilească cu traiul în România pentru a fi mai alături de fiica sa, Valeria. Despre schimbările care au survenit în viața interpretei vorbim imediat. Bine ai venit, Victoria! Bine te-am regăsit! Cum te simți? Băi, în primul rând, dragă TV8, vă rog, la emisiunea asta, scoateți melodia asta de pe fundal, eu cred că e mă distruge mai tare decât orice ați vorbi voi. Vă rog mult, nu mai puneți și oricine face, mai urmează să mai facă emisiuni în Moldova asta și în orice altă țară. Nu mai puneți melodiile astea, ascultați melodii de fundal. Această zi, în această perioadă? Să știi că Mardi, în general, cumva a venit cu noi surpriză pentru că am ținut exact post. În data de întâi să intru în studio să pun vocea la o melodie foarte frumoasă. Bravo, felicitări! După aia am reușit să trag de serciuteacă ca să-mi mixeze melodia, să pot. Bun, să vin. Noi vrem să mergem un pic mai departe, da? Că nu vă interesează. Ba, și din toate punctele de arta, vedere sunt am foarte, observat. Foarte bine. Acum 4 ani mi-amintesc exact acea emisiune în care ai venit și foarte voalat, așa cum ne-ai spus despre faptul că ești hotărâtă să pleci din Moldova. Aveai așteptări? Da, apropo, da, țin minte și eu momentul ăsta când Victoria Lungu spunea că o să se mute la fiica ei, la Valeria, și o să trăiască ambele în București. Asta țin minte și eu așa ceva. Da. Let's go mai departe. Foarte mari. Te-ai mutat în România și oarecum pentru noi a fost o veste neobișnuită. De ce? Pentru că aveai un nume foarte bine poziționat aici în țară și te-am întrebat atunci. Totuși ți-ai clădit prin greutăți nume și te-ai făcut faimoasă și e straniu să lași totul în urmă și să pleci să o iei de la început. Și ai zis că tu o să reușești. Și te-ai mutat acolo, în România. După aia ne-am mai văzut, pentru că veneai frecvent, nu te-ai putut rupe definitiv de Moldova, cum e și normal. Ce s-a întâmplat? Povestește-ne de la început totul așa cum a fost. Let's go! Începutul meu când a venit cu această schimbare să merg în România a fost pandemia, pentru că cumva în pandemie toată lumea am fost doar singuri în casă, eu eram cu cățelul și era casa aia mare, apartamentul pe care îl aveam. Apoi a mers să-i cumpăr Valerii o mașină de 8 martie, exact țin minte această zi pentru că am venit acolo. Opa!
Dar ieri Valeria spunea într-un story că ea și-a făcut datoria de fiică și-a cumpărat mașină mamei. Cred că și-a cumpărat reciproc. Frumos. În data de 10 martie s-a închis hotarul și eu zic, Valeria, trebuie să merg să iau cățelul, trebuie să vin. Și după aia i-am zis, mami, nu rămâi în Moldova, categoric. De-aia eu am venit la București, am stat în apartamentul care era închiriat, iar ea pe atunci, exact în câteva zile, s-a mutat în altă parte. Și cumva eu nu am simțit... Bă, știți, mama, eu și de când oamenii vorbesc de parcă noi tot știm. Dar bun, înțeleg că mai fost la aceeași emisiune, cu un interlocutor care a mai vorbit, dar vorbește, eu nu înțeleg, adică s-a dus încolo și s-a mutat în altă casă și a vrut să spună ceva și nu a spus. Probabil când s-a cunoscut cu iubitul ei, adică cu Valeria, cu iubitul ei? Plecat de acasă, pentru că pentru mine casa aici, Moldova, dintotdeauna a rămas, aveam casa la țară, aveam foarte multe evenimente în a doilea rând, făceam facultatea de psihologie. Nu știu, mă întreb, oare avea Victoria Lungu foarte multe evenimente? Eu nu știu, apropo, cu artiștii de astăzi, pe care îi știu eu de când sunt mic, au foarte multe evenimente, chiar sunt plini de evenimente? Nu știu asta. Am frecvent aici când mai aveam examene. Apoi s-au început surprizele pe la domiciliu și am avut efectiv foarte multe lucruri. Nu am avut timp să mă gândesc și că mi-e greu. Chiar dacă unde mergeam, toată lumea mă întreba cum ai abandonat așa, cum ai plecat. Zic, mă, oameni buni, eu nu am plecat. Eu oricum simțeam că sunt aici, doar că nu am casă. Veneam și stăteam la o prietenă, la un hotel, iarăși la o prietenă. Deci ce vrea să spună Victoria Lungu e că s-a vrut să mute în România. București. Cam asta a fost. Acum deja când s-au început foarte multe evenimente. Uitați-vă, Olea, cât e de amuzant când vorbești pe 05, doar ca amuzament. Când mi-am dat seama că e foarte greu pentru că veneam cu mașina și mereu... Băi, are parcă e un pic de beție, știi? Și mergeam foarte încet și nu puteam să facem... Asta îmi place. Eu eram cu portbagajul plin, cu haine, cu cățelul, cu microfon. Băi, ieri am râs, eu cu domnița Ana, ieri am murit de râs pe chestia asta. Cu de toate și mergeam uneori, dormeam pe unde mă nimeream. Mama așezea cu Valeria și am zis, hai să vedem ce facem, pentru că pentru mine... Adușa bețâie, recunoaște. Bine, hai să trecem, că într-adevăr, dacă stăm prea mult cu asta, nișim din minți. Nu e destul de ușor chestia asta și cumva sau eu... Și tranzițiile astea... Merg, pentru că atunci când am mers la București mi-am luat și un impresar, am început să merg pe la televiziune, am început să mă lasez acolo. Am fost și ca expert într-o emisiune jumătate de an. Am reușit ca să ca expert? Mă lansez acolo, am fost și ca expert într-o emisiune. Ca expert într-o emisiune? Wow! Wow! La ce emisiune a fost Victoria Lungu ca expert? Sunt curios. Jumătate de an. Am reușit să fac multe lucruri. Am reușit să duc tratative cu oameni ca să mă lansez și acolo ceea ce faceam mai. Și între timp a apărut iubitul ei, care cumva așa a schimbat acest traseu pentru că... Stop, gata. De aici trebuie să mergem, mai atent. Gata, nu. Oprim cu 1-5, îi dăm la normal acum, pentru că aici îl introducem pe iubitul Valeriei, care înțeleg că e problema. Iubitul ei, care cumva a schimbat acest traseu pentru că s-a mutat la noi. Și atunci când s-a mutat la noi, îți dai seama, un bărbat într-o casă, un bărbat străin într-o casă în care tu și tu ești artist și trebuie să cânti și trebuie să faci ceva și trebuie să vrei să umbli și tu dezbrăcat în casă și... Tot ce-s cu pornirile astea? Pentru ce să umble dezbrăcat în casă? Hai că eu sunt în casă, ce ar trebui acum? Da, oare asta e o problemă când se mută cineva cu tine în casă și tu trebuie să îmi neapărat zbrăcat în casă? Doar întreb, nu arunc cu pietre în grădina nimănui. A fost ideea, astând un an de zile, am zis, mă, oameni buni, cineva din noi trebuie cumva să ne separăm, pentru că suntem maturi. Nu deci putem să stăm unul lângă altul. Toți trăi într-o casă timp de un an de zile. Timp de un an de zile, da. Soacra mă tincă și-a spus cuvântul. Măi, oameni buni,
Eu zic, cineva din noi ar trebui să cam mute de aici. Cine alegeți voi? Eu doar am aruncat ideea. Și a venit discuția din partea mea, pentru că cumva ei fiind în domeniul ăsta au început foarte mult să lucreze, filmau acasă nopți, zile, nopți, zile, și eu trebuia să ies sau pe stadion sau să stau. Și când începeam eu să cânt, efectiv nu mai reușeam, pentru că era seara și dacă e seara, evident că eu am și eu meditațiile mele, am evenimente la care vroiam să mai ies. Mama fă liniște. Sau cumva au început niște divergențe din asta. Am înțeles. Oamenii au trăit trei oameni într-o casă și nu se mai suportau. E ceva firesc. Eu țin minte când am fost în excursie, nu excursie, dar ne-am dus eu cu Radu și cu Alex, un prieten de-al nostru, ne-am dus 3 zile în București să ne odihnim. După 2 zile nu ne suportam. Probabil aici e același lucru. Ne e ciondenit foarte des la ideea asta. Și atunci am zis, ok, o să merg eu la Chișinău și o să închiriez eu ceva, pentru că oricum acolo mi-e mai ușor. Și după aia, când o să terminați voi casa... Mă gândeam că după asta, când o să terminați voi relația, mă întorc eu. Și-a cumpărat casa acolo și e în construcție. Am zis, după ce terminați voi casa, o să vând și o să-mi cumpăr și aici, o să-mi cumpăr și acolo. Dar cumva să reușesc să fiu aici mai mult, pentru că aici e toată libertatea mea și activitatea mea. Și atunci pot să fiu la studio când vreau. Și dacă m-a sunat cineva, uite, pentru mâine m-a sunat cineva la un eveniment, eu am urcat în mașină și am plecat. Mi se pare normal. Deci a fost exclusiv decizia ta de a pleca din casa ta, unde trăia fiica și iubitul ei. Și n-am înțeles. Casa... Deci, stați un pic. Doamna Victoria Lungu și-a cumpărat casă în București. Da, am pierdut eu ceva? Și-a cumpărat casă în București, că am pus și pe mai înșet să meargă și mai repede, cred că m-am încurcat. Și-a cumpărat casă în București și pe urmă ei s-au mutat cu ea? N-am înțeles asta. Da. Nu ai fost spusă, nu te-au alungat sau nu ți-au spus indirect să pleci, să părăsești apartamentul? Nu, a fost discuția direct, așa, cine pleacă dintre noi doi. Așa? Și cum a fost? Și, ai pus-o pe Valeria să aleagă între tine și iubitul ei? Nu, Doamne ferece, eu i-am zis doar atâta iubitului, i-am zis ar fi bine, pentru că tu ești bărbat, totuși să-ți iei niște responsabilități și să o iei pe Valeria, să simți și tu că plătești pentru ceva, că faci ceva, cumva stând în casă toate cheltuielile erau pe noi două. Okay. Gătit, făcut și da, urât. Ca acest bărbat să se simtă bărbat și să... Hai să nu intrăm în asta cu ești bărbat și trebuie. Ești om și ar trebui să ai un pic de bun simț în cazul în care casa se ține pe două persoane și tu trăiești și tu în casa asta, ar trebui și tu, indiferent că ești bărbat sau ești femeie. Dacă trăiești așa, e bine să contribui și tu cum poți. Ia și el niște decizii. Okay. Și atunci i-am zis, scuze-mă, dar trebuie să vă găsiți ceva. Și atunci el i-a zis, sau rămâi cu maică ta, sau mergi cu mine. Și a plecat din casă. Okay. Dar după aia a început cumva să o apese pe Valeria, că cumva... eu să iau o decizie și pentru că eu o iubesc și pentru că e sufletul meu și pentru că e viața mea, am zis, mami, o să iau o decizie pentru tine, doar pentru tine, nu pentru el. Okay. O să mă mut eu la Chișinău pentru că aici am activitatea și după aia o să vedem anii, o să arate. Vă dispărțiți voi la un moment dat. De zile și vom vedea ce va fi. Până la urmă, București nu este atât de departe. Da. Exact. Contează să fim noi bine. Ca să dăm cărțile pe față. Opa, stop, că doamna s-a săturat de bullshitting. Doamna, auzi că bine, hai te las să termine discutat, Victoria, că eu aștept motivul real. Ia, stai să... Valeria, ați avut întotdeauna o relație extrem de apropiată. Ok. Din păcate, în ultimii ani, și nu pot să negi lucrul acesta, pentru că ai avut tot felul de interviuri în care ai spus, ai intrat și tu, ai povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale uneori, relația voastră a avut de suferit. Și are de suferit și acum. Din cele mai... Trist, într-adevăr, trist.
trist când, când mama cu fiica ajung la situația în care să nu-și mai vorbească, indiferent din motivele care au dus la asta. Și acum, na, și eu cu maică-mea, și spuneam asta și ieri, și eu cu maică-mea suntem în discuții contradictorii și în nu știu, nu tot timp suntem de aceeași părere și, într-adevăr, deja nu mai avem subiecte atât de multe pe care putem să le discutăm pentru că avem opinii diferite. Dar a nu a bloca, cum că Valeria am zis că a blocat-o pe mamsa de pe rețele, adică, nu, și eu am știrs-o dată pe mama mea din prieten, dar în sens că la un soi de glumă, dar pot să mă suni în orice moment și o să răspund în orice moment și pot să te sun în orice moment și sper să răspunzi în orice moment. Mi se pare sănătos totuși. Sau nu știu, vezi că eu am și asta. Eu nu cred că este vorba asta, știi, doar familia ți-e alături. Doar familia o să fie tot timpul lângă tine. Eu nu cred foarte mult în chestia asta. Adică există cazuri în care familia nu ți-e alături, din mai multe motive. Fie că nu știi cum să-ți fie alături, fie că poate are alt fel de... Cursul vieții familiei tale e altfel decât al tău. Dar oricum e trist când mama și cu fiica nu-și mai vorbesc. Zic, nu? Prietene, mamă și fiică, ați devenit sau oarecum v-ați distanțat la un moment dat. Da. De ce s-a întâmplat această ruptură și cum o explici? Dar pentru că oare nu-i un pic cringe totuși să discuți asta la televizor și mai ales în modul ăsta de ce? Păi doamna Victoria Lungu încearcă să apeleze la emoțiile fiicei sale și să știi, adică să o atragă înapoi sau să o atragă în relația lor. Deci da, oare să discuți asta în public într-adevăr, parcă e... Psihologia. Ce cu psihologie aici? Această ruptură și cum o explici? Pentru că ai și studii în psihologie. Asta am auzit ieri. Doamna Victoria Lungu aparent are și studii în psihologie. Așteptăm să de mai departe ce spune. Eu cred că această ruptură cumva vine de la momentul când ea a fost cumva... Spuneți cum este, doamna Victoria. În diferite despărțiri, pentru că a fost într-o relație cu băiatul ăla când la Bravo Estil, care era adventist și a vrut să se pocăiască, da, da. Și... Spunem asta și ieri. Valeria Lungu la Bravo Estil, am auzit că a fost... Este un moment important, adică Valeria Lungu a fost la Bravo Estil, e ceva ce noi ar trebui să știm. Eu nu știu, nu m-am uitat la Bravo Estil. Eu cred că dacă începem să mă uit, era să devin fan. Aveți să mă bag în tema și ei, dar nu m-am uitat. Și înțeleg că Bravo ai stilul e emisiune de succes oarecum. Dar asta e că a fost un moment marcant, știi? Și a avut un prieten, un iubit. Cumva pentru mine a fost un șoc și atunci eu am intervenit, pentru că nu-mi doream copilul meu să ajungă un om credincios, dar mi se părea că Valeria poate mult mai multe și simțeam ca mamă, cred că inima mamei simte care e ursitul, pentru că, uite, am avut Oare inima mamei simte care e ursitul? Doamna Victoria Lungu, aveți și studii în psihologie. Oare inima mamei simte care e ursitul? Tată, peste 2 luni de zile, iubitul ei s-a căsătorit și a făcut 2 copii, okay. Și am zis, uite, vezi că mama, inima de mamă simte, nu, eu nu vreau niciodată răul. După aia Valeria cumva și-a revenit foarte frumos, a început să devină influencer, a început să-și facă urmăritori, să muncească foarte mult. Eu am susținut-o în toate, absolut, chiar dacă atunci nu am vorbit jumătate de an, știi că am avut o distanță la fel de mare cum este și acum, pentru că am lăsat-o ea singură să-și dea seama ce se întâmplă. Că după aia zice, a, mama a survenit, mama a făcut, mama. Nu, eu am vrut ca ea singură să vadă, să dea cu frumos capul în stâlp, în ușă și să trezească, să-și vadă cucuiul din cap, știi? După aia s-a început, când m-am mutat eu la București, deja s-a început momentul că a fost într-o altă relație. Stai, adică, stop, s-o despărțit, Când a venit înapoi la București? Băi, și nu, deci eu nu înțeleg ce se întâmplă cu mine. Și s-a obosit iară? A fost la București, a venit înapoi acasă. Valeria a ieșit dintr-o relație și prima început o relație cu aia de la Bravo ai stil, înțeleg. S-a despărțit și de așa și atunci a venit Victoria lungă înapoi în București? Fuck. În primul rând și mă ocup și în al doilea rând nu înțeleg.
în care relația asta, din start i-am văzut băiatul ăla și i-am zis, băiatul ăsta nu te iubește, adică nu știu, poate nu e bine că oamenii o să mă judece, o să zică nu e bine să te implici în viața copilului tău. Dar chiar foarte nesănătos din punctul meu de vedere. Dacă eu simt că copilul meu este nefericit în acea relație, e normal să-i spui copilului, dacă ea era micuță și călca în mol, eu trebuia să o țin de mânuță, să o iau lângă mine, să o protejez. Da, dar oamenii ar zice acum că ea nu mai este micuță, ea are o vârstă... Dar tot e copilul meu, ea la fel zice așa, mamă, eu nu mai sunt copil, tu nu ești copil în public, dar tu ești copilul meu și până o să mor eu, tot copilul meu o să rămâi. Pentru că exact asta o să zici tu de copilul tău, o să aibă el 40 de ani și el va rămâne copilul tău, dar el este om matur. Dar pentru mine e copilul meu, e fată mare, eu... Da, mie, apropo, mi se pare foarte greșit asta cu când, sincer, mi se pare greșit când părinți se implică într-un fel în relațiile, în relația copilului său. Adică, într-adevăr, dar asta e, inima de mamă nu simte ursitul. What the fuck, inima de mamă nu simte ursitul. Adică nu trebuie să te implici, eu nu înțeleg asta. Eu cu mama mea, în sensul ăsta, păstrăm o distanță destul de mare când e vorba despre relația mea sau, în general, și de fostele mele relații. Adică nu ai voie să-mi spui ceva. N-ai voie, pur și simplu. Nu că dacă să-mi dai un sfat sau nu știu. Nu, n-ai voie să te implici în chestia asta. Pentru că nu simți tu ce simt eu pentru persoana de alături. Nu știi tu cum e persoana de alături mai bine decât mine sau... Adică mi se pare foarte nesănătos. Și asta, da, cu trăitul în casă tot cu părinții, tot n-aș putea să trăiesc cu partenera mea în aceeași casă, ca în fiecare zi și în fiecare moment să fim urmăriți și poate trași la răspundere sau poate hai să mâncăm împreună, dar hai să mai discutăm împreună, dar mai nu. Deci mi se pare destul de nesănătos, pentru că eu nu sunt de părere că mama simte ursitul sau ursita copilului său. Ok, și atunci, evident, la fel am avut niște divergențe în care eu i-am, văzând eu, atunci am implicat și prietenele ei care vedeau și ele și cumva a fost mult mai ușor, dar lucrurile s-au complot între ei s-au separat și eu nu am ieșit că eu cumva am fost vinovată de asta, toate lucrurile s-au întâmplat feresc. Aha. Și ei s-au... Eu i-am pus un pic de parfum de-al meu pe hainele lui și ei s-au despărțit. Nu m-am băgat. S-au despărțit prin judecată, adică toată lumea a văzut pentru că a făcut un vlog. Nu e ok să... Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa. Ce credeți că facem? Ne ducem la vlog. Ne ducem la vlog. Doamna Valeria Lungu, vă rog să luați domnișoara, un loc. Domnișoara, emerita influenceriță din Republica Moldova, Valeria Lungu. Așa, hai. Înțeles că în ultima perioadă s-a rupt lanțul de iubire? S-a rupt, nu, da, cred, de mult s-a rupt. Dar de ce s-a întâmplat? Păi era rupt. De aia adică? S-a rupt. Ați ajuns la avocat? Bă, deci stai un pic să... Stai, i-am îndreptat. Lasă-mă să le explic celor de acasă. Oameni buni, Valeria Lungu venea la emisiune singură-singurică ca o floricică. La un moment dat, tot spunând că e singură-singurică ca o floricică, își întâlnește iubirea vieții, să spunem. Așa a crezut ea. Da. Se duce la un cabinet de stomatologie cu prietena ei. Așa. Pac, l-au văzut pe un doctor. Hap, două glumițe, trei glumițe, s-au mutat împreună. Bun, mi-a făcut rezumatul mai bine. Doamna a venit aici la emisiune cu domnul, cu doctorul. Da. Au venit la emisiune. Aha. Bă, băiatule. Uite-l doctorul. Doctorul și el. Se vede că e doctor. Arată și bine. Era mai îndrăgostită ca niciodată. Tu să-mi spui dacă greșești ceva. Nu greșești, nu. Am făcut și o farsă, cum că el de fapt are pe altcineva, da. Că n-a nimic, tu supărată, dar era viața ta, băiatul. Și acum ați ajuns la avocat și de aici a preiei tu. Păi de aici, da. Păi ne-am despărțit. Păi și de ce s-a ajuns la avocat? Pentru că în momentul în care eu sunt creator de conținut și vreau să spun oamenilor la un moment dat că ne-am despărțit, am terminat relația. Așa. Mi-a fost interzis acest lucru. Cum adică? Adică... I-a fost interzis să spună că a terminat relația? Că mi-a interzis să spun că ne-am despărțit. El? Da. Păi de ce? Nu știu. Și pe noi să ne dea judecat acum că am spus că te-ai despărțit? Nu, păi acum nu. Ai câștigat cu avocații? Nu. Nu am auzit de asta, adică cum să fii avocat să spună, bă, stai, n-ai voie să spui că te-am despărțit? N-am mai auzit asta.
Uite așa. Așa, și pentru că am vrut să fac și eu un vlog ca tot omul să... Pentru că am vrut un pic de vizualizare, aveți să meargă acolo. Bun. Uitați-vă, dragi oameni, ne-am despărțit cu bune, cu rele, ne-am iubit, uite, n-a mers între Bun. Noi. Fix în momentul ăla mi-a venit mesaj de la avocat cu dita mai foaia. Că nu ai voie Frate, să... Frate, la și dreptul, poți nu să ajut. Știu, a fost de mult, am terminat. Stai, deci el îi interzicea ei spună că s-a despărțit de el? Prin, într-adevăr, prin ce articolul e asta? Cum se faci chestia asta? Situația în care mi-a interzis, practic, să îi menționez numele, să vorbesc despre el, să zic chestii despre el. Și am zis, ok, bine, nicio problemă. A, tu vrei să faci un vlog și o influență reală în care să-i zici... Nu, chiar voiam să fac un vlog foarte drăguț, care era și gata, trebuia să fie urcat fixat o azi. Și când trebuia să fie urcat, mi-am venit asta. Aha! Stai așa un pic. Am înțeles. Și acolo am început cu avocați. Ok, cred, da? Nu a mai fost cu altceva cu desnite mai cindie. Din partea mea, decât iubire sau relație sau familie. Adică? Adică promovare. Ce? Adică a zis că a vrut să se folosească de... Nu a zis asta, dar asta mi-a dat de înțeles și cam asta s-a întâmplat. Deci el se folosea adică de... să faci vloguri cu el în care influență să... reală. Nu îmi spunea chestii de genul ăsta, dar oamenii pot... Bun, deci el voia... era pentru hype. Ați înțeles, da? Da, ți-ai refăcut sufletul. Aici sunt de acum glumii de lor. Am înțeles, deci de asta cu avocați, pentru că eu spus numele într-un vlog. Dați-mi voie să mă duc în cosmos. Dați-mi voie, vă rog. Bun, hai, mai departe, cu avocați, bun. Vorbesc prea mult de copilul meu, dar ea este a mea și pe mine mă doare pentru ea, pentru că fiecare mamă își dorește ca copilul să fie fericit. True that. Eu nu mă gândesc atât de mult la fericirea mea, cât eu trăiesc prin fericirea ei. Dacă ea este fericită, eu sunt fericită. E sănătos asta? Prin fericirea ei, știi? E sănătos să trăiești prin... În această relație, fiind Valeria, și... crezi că nu o vezi fericită? Să știi că Valeria... Stai, e acum, cu cine? E în relație acum? Nu urmăritori? Aproape milionul? Da, cum fotul mă... Da, știu. Îl știu. Cam îndrăzneț. Tot moldovean de-al nostru? E moldovean? N-arată. N-ai spune. Ok. Are și el la mușință de mii. Mm-hmm. Și de nostru, da, zici că... Bun, ne-am lămurit cu dânsul. I-am pravivit puteț. Frumos împreună. Da, străguț, da. Așa, ce-i cu băiatul ăsta? Crezi că nu o vezi fericită? Să știi că Valeria... Deci vorbim despre relația de acum. Nu și-l dorea de iubit. Eu am fost mama aia, soacra care am pus ochiul pe el și am zis, mamă, ce băiat bun, pentru că făceam psihologia și cumva am intrat în... și l-am văzut că e un băiat simplu, un băiat foarte deosebit, foarte umanos. Așa l-am văzut eu inițial. Așa. Venea în casă la noi, îl simțeam un băiat foarte liniștit, foarte tăcut. Dar știi cum zice, omul cel care este tăcut pe la spate poate să-ți pună și o piedică. Băi, nu, se duce din ce în ce mai nesănătos această discuție. Eu l-am ales, deci eu l-am propus Valeriei, practic. El că e bun, l-am adus când i s-a părut cu mințel, nu știu ce. Să spui nimic, n-am auditorii. Și l-a simțit ursitul, exact. O simțit ursitul. Și după asta, tot eu o înțeles că îți pune piedic pe la spate. Valeria, trăiești cu vreunul din ei? Că eu mai mult înțeleg că doamna Victoria o relaționat cu iubiții în modul... Nu înțelegeți greșit, nu vă apucați. Ca relații sufletească, ca virgul conexiuni, eu văd mai mult că doamna Victoria Lungu vorbește despre asta. Bun.
Și el a venit cu traumele lui. Iar eu, făcând terapii de aproape 2 ani de zile, așa, lucrând cu mine, lucrând cu Valeria, lucrând cu neamul meu, pe lângă toate a intrat și neamul lui în, da, în câmpul meu. Și acum strângem roadele, le lucrăm, le așteptăm cu recunoștință, mai plângem pentru că de multe ori mă doare, și mergem mai departe, pentru că asta este viața. Nu pot să zic acum lasă-l sau abandonează-l, pentru că așa, nu este iubitul meu, este... Da, apropo de asta, că au făcut terapie și cu el și cu Valeria, nu se spune că nu trebuie să faci terapie cu oamenii cunoscuți sau din familie? Nu? Pentru că n-ar trebui să, nu poate să se deschidă la fel ca la un terapeut, nu? Greșesc ceva? Eu așa știem. Că e ok ca psihologul la care mergi sau terapeutul la care mergi să nu fii un membru de familie sau o persoană foarte apropiată ție. Greșesc? Să-mi spuneți voi. Alegerea ei este nu ai voie pe cunoscuți. Este viața ei pe care trebuie să o trăiască și true, chiar dacă mie e foarte dureros ca mamă că noi nu ne vorbim sau că m-a blocat pe rețele de socializare sau că sunt unele lucruri care știu că nu vin de la ea. Știu că Valeria nu are lucrurile astea. Scuzați-mă, doamna Victoria, dumneavoastră mă știți de mic. Dar un pic o depersonalizați pe Valeria, adică nimic practic din ce vorbiți nu vine de la ea, fie de la dumneavoastră, fie de la el. În niciun caz, ea nu există în ecuația asta, nu? Nu vă spare și vouă? E un pic parcă așa, o depersonalizare absolută. Dacă nu era împinsă de la spate de cineva, de cât timp nu ați vorbit? Păi noi nu am vorbit de multă vreme. Eu i-am mai lăsat voi vă vorbeați zilnic, chiar și atunci când veneai la emisiuni, vă sunați non-stop. Înainte de emisiune, odată s-a întâmplat să vă sunați chiar în timpul emisiunii, țin minte. Da, la noi era cumva cu supărare când... Păi, dar nu, vezi că eu nici măcar nu cred că e vina doamnei Victoria. Adică eu o simt într-adevăr că o doare într-un fel chestia asta, că nu vorbești cu fiica sa. Dar parcă el nu vrea să vorbească, el vrea ca fiica ei stea la ea în brață, să o legene. Știi? Adică mi-e și mil un pic și de ea, dar și de Valeria în cazul ăsta. Eu sunam și sunam a doua zi și i-am zis: mami, nu mi-ai sunat ieri să-mi spui că mă iubești. Cred că ea avea nevoie de iubirea mea. Iubirea mea îi dădea puteri să meargă mai departe. Acum, pentru că este matură și pentru că are un bărbat pe care îl iubește și simt cu adevărat că îl iubește, dar undeva are și o frică de el, pentru că cumva el ne-a distanțat așa și... Băi, haide, băi, te-ți bărbații o distanțat-o pe Valeria din mamă, adică nu a fost unul, din câte am înțeles, nu? Nu a fost unul care să-i apropie, nu? Care au venit acum, eu le primesc așa cu recunoștință, le lucrez, stau în rugăciuni, le plâng, merg la mănăstire, stau acolo în rugăciuni și știu că lucrurile se vor aranja, doar că până se vor aranja, durerea asta din suflet e cumva pentru mamă apăsătoare și asta e, mie pot grijă să nu se întâmple cu ea nimic. Dar știi că se zice că atunci când îți formezi propria familie, prioritate trebuie să aibă soțul sau soția și familia rămâne în spate. Această doamnă tot încearcă să-i spună pe cât de direct posibil, să-i spună: nu te mai băga în viața lui ficta. Asta vrea să spun de fapt această doamnă prezentatoare. Asta vrea să-i transmită Victoriei. Familia din care provii. Adică nu ar fi asta problema. Problema e în faptul probabil de că rușine, să spun, simți vezi? Că nu există o compatibilitate 100% între ei, că nu este, că el oarecum nu o merită pe Valeria. Nu, eu nu vreau să zic acest lucru, pentru că fiecare vine în viața unui om cu un program anume și cu un scop. Cu un program. Cuiva, pur și simplu, omul ăsta trebuia să vină în viața ei, trebuia să învețe ea niște lucruri, eu trebuia să învăț niște lucruri. Să știi că eu mereu am zis că eu voi fi cea mai bună soacră, pentru că eu cumva o să-mi iubesc mai mult ginerele decât copilul meu. Cum să vă spun?
istoricul nu prea spune, doamna Victoria Lungu. Eu chiar vă cred că aveți intenții bune vis-a-vis de fiica dumneavoastră, dar dacă tot ați studiat niște psihologie, nu știu, dar nu prea faceți pașii corecți din punctul meu de vedere, care nu-s psiholog. Iertată să-mi fie implicarea și, cum se numește, indiscreția. Pentru că dacă o să-mi iubesc generele și ea, el o să iubească la fel de mult, uh-huh, pe Valeria. Ți-am zis ceea ce lucrezi. Dar iară, stop, nu. Iarăși de prim, dacă eu o să-mi iubesc generele și ea o să și el o să iubească pe ea. What the fuck, deși tu trebuie și neapărat în ecuația asta? Deși tu trebuie și neapărat în ecuația asta? Dacă eu o să-mi iubesc generele, doar în cazul ăla generele o să iubească pe fiica mea. Nu! Pur și simplu, lasă-i să se iubească. Nu te băga. Nu? Adică de ce te bagi atât de mult? Cred că e mai profund, pentru că el vine cu niște programe foarte grele din viața lui, despre care nu vreau să povestesc despre familia lui, că nu am voie, da. Nu e bine. Frumos, de bun e simț. Doar familia lui și trebuie să le respect intimitatea. Bravo. Dar eu trebuie să le lucrez și atunci când le lucrez, eu știind cum se ajunge la acest mod, trebuie să le permit să treacă prin ele. Ce va fi mai departe? Stop, că am pierdut. Hai, mă gândim că nu înțeleg 5 secunde, nu înțeleg 10. E doar familia lui, da. Și trebuie să le respect intimitatea, dar eu trebuie să le lucrez și atunci când... Ce anume? Programele lui? Trebuie să-i lucrez programele lui? Le lucrez eu știind cum se ajunge la acest mod. La care mod? Eu trebuie să lucrez cu ele, cu programele lui, că eu știu cum să ajunge la acest mod, la... Voi să le permit să treacă prin ele. Ce va fi mai departe, eu știu, pentru că pot să intru în câmpul omului și să văd ce va fi. Da, cred că a mers prea departe. Mod avion, da. Da, deci suntem pe aceeași energii și nu știu ce, în care ești, știi ce o să se întâmple mai departe? Da? Nu. Doamna Victoria, cu toată dragostea și tot respectul, da, e un pic ciudat. Pot să lucrez, pot să schimb multe lucruri, dar până nu se prelucrează ce a venit în viața lui prin mama, prin părinții lui, atunci e foarte, foarte complicat acum. Eu o simt în fiecare ședință pe care o fac, simt fiecare... Stop! What? Nu! Dar până n-o spus că n-o vorbit cu ea de mult timp. N-o spus. Și în terapiile cu ea, în lucru cu... Băi, sunteți cineva de aici mai la curent decât mine, vă rog frumos? Foarte, foarte complicat acum să le aranjăm. Și să știi că Valeria foarte mult suferă, pentru că eu o simt în fiecare ședință pe care o fac, simt fiecare moment ce o doare, cum o doare, lucrez cu ea de la distanță. Să știi că supărarea asta, când am intrat și am lăsat un mesaj acolo pentru oameni și am zis atât de mult aș vrea ca cumva lacrimile mele să ajungă la sufletul ei, să-și dea seama că nu e neapărat să vorbești cu mama zilnic. Okay. Doar poți să-i scrii un mesaj, să-i spui știu că ești bine și eu sunt bine, știi? True. Iar în moment când copilul te blochează peste tot și tu cumva nu vezi, doar trebuie să lucrezi spre ea la nivel energetic. Energetic și atunci... La 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 la. Da, îmi place că și doamna i-o dat. Doamna prezentatoare i-o dat asta. La nivel energetic lucrați. Deci deci așa lucrează în fiecare zi și doamna Victoria simte suferința fiicei. Prin Ok. Bun, ok, da, bine.
Și e mai greu pentru că nu știu unde deschid și când deschid și unde o lovesc, înțelegi cum? Doamna Victoria, nu. O spus că a făcut psihologie, doamna Victoria. A absolvit Universitatea de Studii Europene din Moldova. Universitatea, ce facultate a ales în Europa? Merg capul sus, așa. A absolvit Facultatea de Psihologie a Universității de Studii Europene din Moldova. În fotografie, Victoria alături de colegii săi poartă mantie de absolvent. Deci nu mai fiți cârcotaș. Nu? Adică e ceva usem. Asta e, da? Dar în orice caz, da. Are niște studii... Uite, cu certificat, cu tot. Vă felicităm. Ah, uite, scrie. Universitatea de Studii Europene din Moldova. Ok. Ok. Deci doamna Victoria Lungu chiar are studii în psihologie. Și studiile astea în psihologie, ea de fapt a făcut cosmoenergetica, așa zicea mai târziu în interviu? Cosmoenergetica? Ok, hai să... Arată a studii, dar cum o pălești cu energie, prin telepatie, faci terapii la distanță, un pic greu. Deschid și când deschid și unde o lovesc, înțelegi cum, pentru că e multă lume și da, e destul de mult de lucru. Doamnă prezentator, dumneavoastră înțelegeți că spuneți Dumneavoastră, o înțelegeți? Spuneți sau e multă lume și bruiază telepatia sau ce se întâmplă? Doar ne mai oprim un pic la un moment. Așa. Care știu că a fost dureros pentru tine și cred că ar fi dureros pentru orice mamă din lumea aceasta. Știu că ziua de 8 martie ți-a lăsat așa o amprentă dureroasă în sufletul tău, pentru că ai avut niște așteptări care nu s-au îndeplinit. Și ai fost tristă în această zi? Nu, în acea zi n-am fost tristă. Chiar sincer să vă zic, pe 8 martie nu am fost tristă deloc, pentru că eu cumva în ziua de 8 martie mă trezesc dimineața, stau în rugăciune și m-am conectat cu mama mea și am stat cu ea la sfat și i-am mulțumit ei și ea a stat cu mine la vorbă și eu așa am fost foarte, foarte... Vă rog, nu-mi spuneți că mama doamnei Victoria Lungu a decedat. Că a spus că s-a conectat cu mama. Nu, vă rog, nu. Mea, și am stat cu ea la sfat și i-am mulțumit ei și ea a stat cu mine la vorbă și eu așa am fost foarte, foarte foarte, am rugat-o să nu se supere, să nu fie tristă pentru noi două, pentru că lucrurile se vor aranja. Eu stau și foarte mult în ședință, în terapii și atunci pot să mă reîncarc și psihologic și din toate punctele de vedere și nu am simțit. Chiar nu am simțit, pentru că m-am uitat și la toate pozele pe care le-am avut cu Valeria, cum venea ea cu flori, cu brațul de flori și să știi că noi avem foarte multe amintiri. Știu. Iar atunci când trăiești cu amintirile, cumva le aduci în momentul ăla. Și în ziua ei chiar am avut foarte multe lucruri foarte frumoase. Nu le-am simțit, tot mergând pe la evenimente, oamenii tot m-au întrebat, eu am negat chestiile astea, am zis că este foarte bine, iar acea ploaie și ieri când am intrat și am văzut acei cățeluși care erau mulți acolo, cumva i-am luat în brațe așa și am simțit că ei au nevoie de căldura unui om și așa m-am simțit eu în momentul ăla. A fost doar un mic strigăt, dar eu repede îmi revin. Nu pot să stau foarte mult în momentul ăla de tristețe. Da, pentru asta ești foarte bravă că știi să lucrezi cu stările tale. Poze, cu atâta lume, că tot nu reușesc să pun toate pozele pe internet după ce vin, știi? Și apoi stau la o prietenă care atât de mult mă ajută. Intru în casă, mă așează patul, îmi pune masa, mă susține în toate. Și Laila, care stă la ușă și mă pupă. Câinile, probabil. Cumva trec repede peste momentul ăsta.
Eu, atunci când am avut acel accident, am mai povestit în interviuri, aveam niște viziuni. Uite, eu am fost cu Valeria, am vrut să merg la vot. Nu eu, dar am fost impusă de cineva. A fost o legătură în care deja copilul în burta mea trebuia să-l mă dezic de el. Deci doamna Victoria a făcut psihologie. Și doamna Victoria, cu toate că a făcut psihologie, iarăși telepatiile cu Valeria și nu poate ajuta tot timpul, mai există oameni în jur. Și înțeleg că îi bruiază probabil telepatia. Nu. Acum stai la o prietenă. Eu oarecum am mai stat la câteva timp de, timp de câțiva ani tot am stat. Băi, îi spunem și acum domniței Ana că mi-e și milă într-un fel de Valeria, că mama ei încearcă să-i gestioneze viața. Mi-e milă și de doamna Victoria, pentru că chiar cred că face un, că așa, ea așa are grijă de copilul ei. Și asta e cum eu cu mama mea uneori când discutăm anumite subiecte și mă uit la ea ca la un extraterestru. Adică eu mă uit și zic, păi și, cu ce trăiești tu? Cu suflet, cu emoții, cu nu știu ce. Așa și aici, eu ne închipă că Victoria spune că lasă mamă că te tratezi eu prin telepatie și numai dă oameni la o parte ca să nu bruiez legătura. Și Valeria tot se uită, mamă, te rog, termin odată cu nebunile astea. Și nu, că eu știu ce e mai bine pentru tine. Deci le înțeleg pe ambele părți și mi-e milă într-un fel de ambele părți. Dar tot funny e. Tot amuzant e, n-ai ce să spui. Alalta. Așa am văzut și eu ce prieteni am. Ai regretat vreodată faptul că ți-ai vândut apartamentul pe care l-aveai? Nu ești legată de lucruri, de lucruri. Eu în general, tu știi că eu în fiecare an vândeam apartamentul și mă mutam în alt apartament, vândeam mașina. Eu cumva nu mă leg de lucruri. Lucrurile pentru mine sunt azi am cumpărat, mâine am, eu uneori am niște haine, le-am îmbrăcat, le-am calcat, le-am luat, merg la biserică, le pun lângă și zic, astăzi trebuie să mai dau cumva ceva. Nu, pentru mine apartamentele nu sunt exact. Combinația e perfectă în orice caz. Un pic de psihologie chiar cu studii și cu diplomă. Felicitări pentru asta, doamna Victoria. Un pic de telepatie sau că nu înțeleg exact ce s-a astea. Scuzați-mă dacă greșesc noțiunile de energie și nu știu ce. Și o biserică recomandat după ce ai făcut telepatie, pentru că nu e așa. Deci combinația perfectă. Energie, psihologie și o leacă de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu de multe ori chiar spune faceți telepatie că ei există. Cu ăsta, când Valeria a început și-a luat casa, a zis, mami, îl vindem și te muți la noi. Și eu am zis, nu, noi îl vindem, eu îmi cumpăr separat, îți mai dau ție niște bani, dar eu mai răruț și mai drăguț. Frumos. Adică, cumva a fost alegerea mea. Și ea undeva zice, pe cum, mami, că eu o să plec? Și, mami, copiii trebuie să stea separat de mama. Eu vin în vizită să vezi ce... Bravo. Da, o idee bună, mai ales, adică băi, eu hai să nu mă îngrahat, eu până la vârsta de 23 sau 24 de ani, 25, am trăit cu mamea, deci nu mă îngrahat, dar într-o relație străiești, la mine nu poate să ajung, într-o relație străiești cu părinții alături și toată atmosfera, chiar și o atmosferă caldă, eu tot nu o înțeleg. Parcă mi se pare că atmosfera asta caldă în tot familia și când tot familia se implică în decizia cuplului, chiar nu o înțeleg. Deci da, consider și eu că ar trebui să trăiască separat, doar că simt că energiile doamnei Victoria nu sunt separate. Nu s-au dus nici energiile doamnei Victoria, sunt foarte aproape de cuplurile pe care le întemeiază Valeria. E frumos și bine. Spăl, fac, ajut, pup cu nepoțe. Iar în rest, cu cât mai rar ne vedem, cu atât e mai frumos, nu? True. Pentru că așa este. Și cu siguranță știu că o să-mi cumpăr și aici ceva ca să am. Mai am niște datornici de la care trebuie să adun bani. Așa. Și da, nu pot să zic că mă stresează acest fapt că stau la cineva, pentru că e un om care ține la mine, am intimitatea mea. Mă întreb oare într-adevăr pe omul ăla nu-l stresează că doamna Victoria asta? Nu, doar glumesc, nu spun nimic. Stau în rugăciune, am biserica lângă mine, nu mă presează nimeni ca să
și mă simt mult mai împăcat acum, știi? Uh-huh. Sunt ca o prințesă așa care cineva spală, îmi dă, îmi pune, îmi strângește. Acum pot să zic că sunt la hotel. Te mai vezi? Deci doamna prietena doamnei Victoria Lungu strânge după Victoria, calcă mătură. Da. Revenind sau ducându-te în România definitiv sau aici nu va fi, știu, totuși nu știu. Nu știu. Eu știu că în ceea ce am programat eu ani de zile, pentru că plecarea mea la București era programată înainte de a merge Valeria la București. Și cumva eu am știut că o să trăiesc la București. Nu știu dacă o să revin peste 10 ani, poate peste 5 ani, poate îmi găsesc un mire pe acolo. Și acum să auzim trompete de nuntă. Există trompete la nuntă? Cred că da. Sau și mai la nuntă? Nu știu. Mai în scurt, dar să aud... clopote de nuntă, scuze, nu trompete. Clopote de nuntă. Opana, doamna Victoria. Dar ce o să spuneți când fiica dumneavoastră o să spună că nu-i simte energia curată a potențialului dumneavoastră soț? Nu știu. Acum avem glumele. Da, dar am înțeles. Dumnezeu știe ce este. Contează eu să cer, să aduc în câmpul meu ceea ce îmi doresc eu, pentru că puterea minții este cea mai importantă, ceea ce pui, aceea aduci. Culegi, exact. Și aceea culegi. Concretizările doamnei concretizările doamnei prezentatoare totuși. Așa de bine să înțelegi cu doamna Victoria în sensul ăsta. Da, ce semeni, aceea culegi. Da, exact. Și atunci contează doar eu să cer. Până una alta eu nu am cerut a doua jumătate. Am cerut acum să cresc spiritual, să pot să ajut oamenii care vin la mine la terapii, oamenii care sunt pe grupul nostru. Așa că toți cei care sunt cointeresați, intrați pe grupul de Facebook Universul. Parapapapam, parapam, 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 parapam. Ian, să vedem universul meu și al tău. Băi, da, știi ce-mi pare rău? Că doamna Victoria Lungu probabil o văzut că eu, că ne știm cu doamna Victoria Lungu. Dar hai să ne uităm măcar la o... Nu vreau să fac haz de credințele oamenilor, să ne înțelegem. Dar tare îmi place când aceste credințe sunt bazate și pe ceva palpabil. Asta eu mă scuz dacă doamna Victoria Lungu vede acest video, cu tot dragul. Cu tot dragul. Scopul pe acest pământ. Am întâlnit foarte mulți oameni care nu știu ce își doresc să facă în și cu viața lor. Nu au niciun vis, nu au descoperit acel ceva pentru care să lucreze, care să-i motiveze, să le dea acea satisfacție interioară, să zică, da, acesta e scopul meu. True that. Dă nevoie să-ți prezentăm o tehnică pe care o recomandăm oamenilor atunci când vor să descopere ce le-ar plăcea să facă către domeniu, să se orienteze. Te invit să parcurgem împreună un drum către pace și iubire. Sesiuni individuale și în grup. Timp pentru o singură ședință, 20-40 minute. Detalii la număr 3. Nu o să comentez nimic mai departe. Ne uităm la ce ne uita. Da, let's go. Așa. Scrieți-mi acolo în privat dacă înțelegeți despre ce vorbesc eu. Okay. Am mai fost la emisiuni și am mai povestit. Am un mentor foarte bun care mă ghidează. Așa. Și lucrez după o școală din Moscova acum acasă, pentru că acolo sunt cei mai tari cosmoenergeți și din lume. Oh! Oh! Deci cu cosmoenergetica. Asta era ce am înțeles. Cosmoenergie. Ce înseamnă, cum lucrează și cine o... Așa. Școala de cosmoenergetică Vladimir Petrov. N-o fie asta din Rusia, n-ar avea sens, așa? A, din RO. Bun. Cursuri de cosmoenergetică în București, Brașov, Sibiu, așa? Putem organiza cursurile noastre și în alte locații de România? Ok, pentru informații? Ok.
Te înscrii la cursul Cosmo Energetic pentru începători, primești bază teoretică și practică. Există și una și alta, ca să ne înțelegem. După la curs te inițiezi în primele frecvențe Cosmo Energetice. Deschidem, da? Ok, de să-l deschidem în fila nouă. După curs începi să practici Cosmo Energetica propriu zis, adică activând pe tine și pe cei apropiați frecvențele primite pentru curățare, energizare, vindecare, armonizare. N-au are sens. Now are sens. Deci asta face doamna Victoria Lungu cu Valeria. Mă întreb, Valeria știe sau află din interviuri? Valeria simte frecvențele și armonizarea? Ce înseamnă cum lucrează și cine o poate practica? Ce este cosmoenergetica? Asta ce voiam să aflăm. Cosmoenergetica reprezintă un sistem de dezvoltare energetică și spirituală a omului. Este un complex de energii speciale, frecvențe, diverse metode și tehnici, utilizate extrem de eficient atât în terapie cât și în viața cotidiană pentru normalizarea sănătății și armonizarea relațiilor sociale. Cosmoenergetica oferă o rezervă suplimentară de puteri, mărește vitalitatea organismului, rezistența la stres, protecția împotriva influențelor externe și fortifică imunitatea. V-a convins? V-a convins în vreun fel? Că pe mine nu prea, sincer. Dar bun, cum lucrează cosmoenergetica? Totul ce ne înconjoară este energie și informație. Ok, cosmoenergetica dispune de un ansamblu de energii speciale denumite frecvențe, care acționând la nivel infoenergetic produc efecte benefice ulterioare în sferele activității umane. Cosmoenergetica dispune de metode și tehnici unice de însănătoșire și una dintre cele mai eficiente practici energetice de tratare a multor boli și disfuncții. Uitați-vă cum sunteți deseori manipulați, dragi oameni buni. Uite, vă dau un studiu de caz foarte clar. Ce spune aici? Ce ne învață? Cum lucrează cosmoenergetica? Da? Deci întrebarea e destul de clară. Noi toți ne întrebăm cum, pana mea, lucrează cosmoenergetica. Răspunsul e: totul ce ne înconjoară e energie și informații. Te aștepți că asta e o introducere și amuși ne lămurești. Cosmoenergetica dispune de un ansamblu de energii speciale denumite frecvențe. Bun. Bine. Zi. Care acționând la nivel infoenergetic produc efecte benefice ulterioare în sferele activității umane. Dar nu îmi spui cum lucrează, că produc efecte benefice, am înțeles că spui că faci și ghine. Dar cum anume? Cosmoenergetica dispune de metode și tehnici unice de însănătoșire. Da, mulțumesc frumos, te cred pe cuvânt. Am înțeles. Nici nu mai vreau să mai... Orice persoană poate practica cosmoenergetica, nu se cer careva capacități. Ok. Ok, frecvențe cosmoenergetice. Da, e foarte... În orice caz, site-ul arată solid, m-aș înscrii. Descriere generală? Nu, haide, o nafic. Uite, vă lămurești, Farun Buddha, vindecarea generală a bolilor, normalizarea chakrelor, energie. Nu, băi, știți care e faza? Uite care e faza. Eu, într-un fel, în chestii, pentru că probabil implică și tehnici palpabile, adică tehnici pe care chiar le faci, nu știu. De exemplu, meditația e o tehnică practică, o chestie pe care chiar o poți face. Mă gândesc că și toate... Nu pot să le spun altfel, pseudo științele astea, nu, jignesc știința spunând asta probabil, pseudo aceste lucruri tot au anumite practici concrete, parcă că unde e, că meditația îți spun doctorii cum lucrează, deci doctorii îți spun științific de ce funcționează meditația. Cosmoenergetica este un pic de știință în trimis frecvență până de la Chișinău până la București? Lucrează asta așa? Da, e o chestie spirituală și în spiritual ce poți să cauți? Da, adică tot aș căuta lucruri. De exemplu, și rugăciunea cred că are o explicație științifică. Adică eu pot să înțeleg deși oamenii simt bine după o rugăciune. Pot să o înțeleg la nivel științific. Dar nu cred în asta cu transmisia energiei peste prut. Mai scurt, ați înțeles în orice caz cum lucrează cosmoenergetica. Dacă nu, sunteți proști. Ok. Bun. Mă bucur că am ajuns să fac aceste lucruri minunate care cumva e o gură de aer proaspăt pentru mine. Uh-huh.
Hai să vorbim acum despre subiectul pe care tot îl aduci în discuție. Așa? Pentru că ți este drag și apropiat vieții în această perioadă, probabil. Cel puțin cosmoenergetica. Tu ai descoperit că ai niște abilități sau le-ai dezvoltat pe parcurs? Să știi că în cosmoenergetică poate să vină oricine. Uh-huh. Noi, fiecare din noi, ne putem dezvolta, pentru că noi ne naștem cu aceste energii, doar că nu știm cum să le primim, cum să lucrăm cu ele. Acum, pentru că atâta dezvoltare personală este și atâta lume vorbește... Deși încurcăm dezvoltarea personală, care înseamnă, din punctul meu de vedere, citește niște cărți bune, privește niște filme bune, mergi la niște spectacole bune, uite la niște interviuri bune, la niște podcasturi de Doamne ajută. Asta înseamnă dezvoltare personală, dacă, dar noi am amestecat asta cu energiile. Și da, într-adevăr, și chestia asta de liniște sufletească pe care o căutăm noi constant, pe care eu tot o caut și o reușesc uneori să o și găsesc. Da, asta cu cosmoenergiei, dezvoltare personală. Parcă îmi pare că le încurcăm, tocmai în zilele noastre, parcă îmi pare că le încurcăm o leacă dezvoltarea personală cu hai și-o mai cred în ceva și poate există, dar nu știu, dar eu am simțit, dar eu m-am transformat, dar nu știu ce. Dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Și fiecare din noi cumva este mai deschis acest proiect. Eu, doamna prezentatoare, atunci când am avut acel accident, am mai povestit în interviuri, aveam niște viziuni, aveam niște deschideri, puteam să văd lucruri, să simt, doar că nu știam cum să le lucrez și nu știam cum să mă protejez pe mine, nu știam ce înseamnă. Eu știam că această aură este cumva câmpul omului, este viața omului în care fiecare de noi se poate trata, poți să fii vindicător, poți să vindeci tu, poți să ajuți, poți să devii propriul tău doctor, și nu știam, mă speriam, vedeam lucruri. Da, deci e același lucru pe care vorbeam și data trecut cu, cum o chema? Pe care o spus-o Vadim, Victoria Ungureanu. Cam același lucru. Noi tot putem din energiile noastre proprii, singuri. Băi, e foarte mult amploare acest cosmo-energetic, probabil, care eu nu o văd foarte sănătos. Eu, sincer, nu o văd foarte sănătos. Adică, mie se pare că poate dăuna grav atunci când tu începi să crezi în cosmo-energetic și să nu te duci la un terapeut real când ai probleme, un om care a fost... care au studiat să fac chestia asta, mi se pare o leacă periculos. Adică oamenii chiar au probleme uneori. Și mergând cu asta... Eu puteam să... Auzeai tot felul de să lucruri. Să anunț oamenii și după aia se întâmpla lucruri și îmi spuneau, dar de ce nu ai zis asta? Și atunci mi-am dat seama că eu nu mi-aduc binele. Am tot mers și am făcut seminare de hipnoză. Am mai mers la diferite seminare în România. Am căutat tot felul de oameni ca să... Și uite că m-a adus exact în momentul ăla când l-am cunoscut pe mentorul meu, domnul Sergiu Poșcai. Pa-ra-pa-pa-pa. Pa-ra-pa-pa-pa, pa-ra-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa. Nu găsesc nimic. O pagină de Ada Clasnic, dacă vreți. Și niște... Ciun Ioan Țigun. Nu o zic de așa ceva. Nu. Ok, Sergiu Poșcai. Ok. Care m-a susținut și m-a întrebat, vrei să fii eleva mea? Eu nu știam mai nimic despre sinergie și cosmoenergie. Sinergia este legată cu rugăciunele și e foarte profundă. Și am zis, da. Și după aia am început să citesc foarte mult, să mă documentez foarte mult, să merg la diferite sesiuni, la diferite seminare, să plec, să trebuie cumva să dispar din zona asta ca să reușești tu să înțelegi despre ce este și cu ce să mănâncă acest program. Foarte mulți oameni de acasă, cu siguranță, nu sunt încă la curent. Oh!
Nu că nu suntem la curent. Nu că de-a mai este cu energie, le-am tot auzit. Nu, te rog, nu ne pune într-o baricadă de imbecili care nu auzi, doamnă prezentatoare. Le-am tot auzit. Nu că nu sunt la curent. Poate nu înțelegem noi ceva, pe ce se bazează toate aceste cosmo-energii. Au vreo fundații, adică... Hai să ne înțelegem. Uite, eu dacă spun astăzi că mă ocup cu solaroputerea și scriu o carte despre solaroputere. Eu sunt întemeietorul solaroputerii și scriu niște cărți. Că puterea se ia de la soare, pentru că nu e așa, ați auzit solarul, nu-s debil, spun că, că vine de la altceva. Solarul puterea și eu o arunc în spațiu public, bag niște, faci un pic de meditație, mai bag, dar o bag altfel, faci o rugăciune la care te rogi la, nu la soare, te rogi la adâncul pământ, la nucleul pământului. Deci practic te rogi la lava din pământ, la vulcani, vulcanii se devină niște locuri speciale unde simți multă solaroenergie. Și eu fac mult chestia asta. Și tu într-o zi și scriu cărți și mai vin încă vreo doi în echipa mea și scriu și ei cărți. Și mai vin încă vreo doi și scriu cărți. Pe ce-s bazate cărțile mele? Înțelegi ce spun eu? Pe ce sunt bazate? Pe ce o să fie bazat ce aici spun eu? Dacă înțelegi ce vreau să spun. Adică unde-i baza științifică în puii mei până la urmă? Pentru că am nevoie să cred în... Că eu dacă mă tai acum cu un cuțit aici, am izgăritură, eu știu, doctorul îmi spune ce trebuie să fac, el a învățat niște știință. Știi cum lucrează. Mă înțelegeți? Și dacă nu funcționează, da, e vina noastră că n-am făcut corect. Dar unde-i baza? Baza... Cred că am nevoie științifică. Ok. Deci, ca să fii mai explicită și să fii pe înțelesul tuturor, cu ce te ajută aceste sesiuni, nu cu inclusiv te... de hipnoză, sesiuni de... Scuze-mă, mă închipui eu acolo, știi? Nu cu ce te ajută? Spune-ne, te rog, despre asta. Energetică, cum le integrezi în viața ta și cum te ajută pe tine în dezvoltare? În primul rând, aici trebuie să fii foarte corect cu tine, gândul tău. Pentru că noi când facem sesiunele, ședințele, noi cu gândul deschidem chakra inimii, iar chakra inimii este cea care conectează toate chakrele. Noi deja multe lume cunoaște pentru că atât este de larg vorbit pe interesul tuturor, pe înțelesul tuturor și... Da, recunosc, la asta cu chakrele încă nu suficient de... Adică, iarăși, Nu mă bag acolo. Nu cunosc foarte mult despre chakre. Știu de existența lor, știu că sunt vreo 7, 8, nu știu cât, dar... În cosmoenergetică e o metodă în care primești inițieri. Inițierile e ok în care tu poți să vezi și să prelucrând fiecare matrice pe care o primești tu, e o matrice cu diferite descrieri, ce organ tratează, ce tratezi, ce poți să tratezi, unde poți să ajungi, tu poți... Înțelegeți unde devine periculoasă această practică? În momentul în care îți spune cineva, dar nu-ți trebuiască doctor, sau bun, poate n-a să ajungă să spun, dar sigur o să fii șarlatan de ăștia care spun, dar nu-ți trebuie doctor. Îmi dai mie, ce-i drept, un pic mai mulți bani, dar îți transmit matricea prin care tratez pancreasul și ăla sau cancerul și ăla pe care îl ai. Îți dau eu matricea, că e la mine, o am încheiță, mă, trebuie să te ocupi într-adevăr un pic. A, n-o mers? Aici devine periculoasă, parcă îmi pare. Adică au făcut psihologie, de ce dacă... Oare e insuficientă psihologia? Probabil trebuie, da. O să contează cât de mult stai în ședințe, pentru că sunt oameni care au venit și toată lumea se gândește, vreau să-mi cumpăr mașină, vreau să-mi cumpăr casă. Cumva materialul trebuie să fie pe al doilea plan. În momentul când tu vii să câmpul, că vorbesc despre câmp acum, câmpul omului este protecția în care tu te-ai născut cu ea. Din moment când câmpul tău se devine... Se echilibrează. Da, când câmpul tău devine
cumva găurit, așa, tu ajungi în momentele astea de anxietate, de depresie, nu-ți mai merge nimic, nu știi ce să faci. Da. Înțelegi ce spune, e un pic de mult despre Nică. Să avem un live întreg unde să împreună, poate, băi, poate ne dați și voi link-uri, poate nu-mi dați, poate caut eu, dar să învățăm și asta cu cosmoenergia. Aici de parcă toate lucrurile le rezolv și e foarte bine. Am avut de-am câteva femei uși care ne spun chestiile astea. Nu vă se pare că e o leacă de-am riscant? Adică probabil nici preoții la început nu erau luați în serios. Era, haide băi, cu credință în nu știu ce zeități. Și astăzi ne conduc țara. Nu știu dacă e cazul, nu vreau să creez panică chiar pe loc drept, dar nu-mi pare că-i de lăsat în pașii. Îmi pare că e o leacă de băi, hai cu psihologia, hai că suntem ok cu psihologia. Să nu-ți mai sunt, ai pe cineva, contează ce setezi tu în minte. Hai să da, mi-a zis Dumitana, să dăm un pic mai rapid. Formezi intenția să deschidă o matrice și tu stai în meditație și te duci exact acolo ce vrei tu să tratezi. Exact asta o facem și noi. În primul rând faci curățarea câmpului, curățarea chakrelor, balansarea chakrelor și tu... După aia lucrezi cu omul exact în ce, cu ce probleme a venit el. El poate să nu vorbească, el doar se așează și tu lucrezi cu câmpul lui și intri și vezi care sunt problemele lui. Pentru că ceea ce îl doare pe el, te doare pe tine. Și atunci tu, tratând pe el, te tratezi și tu. Înțeles. Am înțeles. Știu despre acesta. Doamna prezentatoare, fără a vrea să vă jignesc sau ceva, dar aveți ceva asemănător cu Vadim Cușnir. Când ceva e absolut de neînțeles... Dumneavoastră totuși înțelegeți. Ok, dar poate chiar înțelegeți. Poate chiar. Înțelegi. Da. Faptul că nu poți să ajuți pe cineva până nu te ajuți mai întâi pe tine. Da, dar și trebuie să ajungi la o etapă foarte puternică ca să știi dacă tu ești pregătit pentru asta. Dacă ești trimisul. Dacă tu ai reușit să înțelegi prin aceste practici de ce ți s-au întâmplat anumite lucruri și ai găsit soluție pentru ele și acceptarea lor, atunci, ce ți s-a întâmplat în viața? Pentru că ai avut tot felul de greutăți în această viață. În primul rând, trebuie să vii cu acceptare și cu recunoștință. Indiferent ce se întâmplă, clar că noi suntem oameni și cumva e foarte undeva. Greu să accepți cum ți se întâmplă, de ce ție, cum... Da. Făcând aceste practici, e foarte ușor să intru să văd de unde a început problema. Pentru că asta deja știu, de unde a început problema cu Valeria, de unde a început problema cu legătura cu tatăl meu, problemele când eram eu însărcinată cu ea, problema cu băiatul... Dar trebuie să ai foarte multă răbdare pentru lucrul ăsta, pentru că nu se întâmplă toate într-o zi. Dacă tu ești o viață de om și viața ta este destul de lungă, înseamnă că mult mai multe probleme ai acumulat. În momentul când tu ești tânăr, uite la noi în școală, sunt fete care au 27 de ani, 28 de ani, au luat iniție și lucrează câmpul mamei lor, a bunicii, a străbunicii, care a venit, a avut cancer și ea vrea să lucrească această boală. Și cu cosmoenergia sau cu solaroenergia. Ca să nu ajungă, să ducă mai departe la ea sau la copilul ei. Sunt momente pe care tu trebuie să le primești cu recunoștință, plângi, trebuie să plângi, să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți-a dat acum, te-a trezit la viață și să le lucrezi, să le prelucrezi și să aștepți atunci când se vor aranja ele. Nu se face totul, pentru că copilul până îl naști, îl duci 9 luni de zile. Adică, cine știe câte gânduri ai avut în capul tău până l-ai născut? Uite, eu am fost cu Valeria... Ok, da, ok, m-ați convins, ok, da, într-adevăr. Bun, deci asta e, da? Dar ce, vreun răspuns de la Valeria, nu? N-aveți? Există poate pe TikTok-ul, pe Instagram-ul ei, vreun răspuns? Nu văd nimic. Trist și asta, știi, sărmana mamă, îți duci la televiziune și îți plânge că telepatia nu ajunge până la Victoria, până la Valeria și uităm la stories. Miss Bali so much, ok? Ok. Photo dump from latest vacation, ok, o carte. Cartea femeilor care merită mai mult, hai că și asta e bună. Opa, aici cât face... L-am scăpat, stați încă un pic. În primul rând, să ne uităm cartea asta. Cartea femeilor care merită mai mult.
Eu când văd asemenea titluri, mă întunic deja. Mă întunic la asemenea titluri. Dar, să vedem aici. Freedom, I call it freedom. Revenue. $2,787 în ce? Stop, că și Valeria are cursuri. Și Valeria oferă cursuri. Și Valerii Lungu tot oferă cursuri. Cursuri de ce? Download now. Poți să accesezi link-ul? Da, te rog. Stomacul. My e-book. Instagram, ok, măcar ok, da. Ok. Instagram Reel Guide. No secret anymore, learn from A to Z how to scale your business through the power of Reels. Ok, măcar make sense, adică să faci pe gen ai milionul, deci înțeleg. $2,787, da. Start making sales from Reels, target specific, da, ok, am înțeles. Deci despre asta e. Și domnița Valeria, cursurile. Cealaltă parte a istoriei ce a declarat, dar cred că am văzut noi asta, da? Ieri. La moment Valeria și-a blocat mama pe toate rețelele, asta a spus. Te urmăresc de foarte mult timp, ești superb, dar de ce tu și mama ta nu vă mai urmăriți pe Insta? Această întrebare și acest subiect care tot apare la TV și pe pagina mea. Fiecare poveste are două părți și două opinii. Eu sunt o persoană destul de privată și o să păstrez informațiile. Eu am încercat tot ca să păstrez o relație calmă, să ajut când este nevoie, moral, financiar, să fac cadouri, vacanțe, mașini, casă. Cred că mi-am făcut datorie de fiică așa cum trebuie. Vezi și aceste... Și stereotipurile ne omoară. Pentru că... Asta cu să ajut când e nevoie moral și financiar să fac cadouri, vacanțe, mașini, casă, astea or fi și astea dovezi de dragoste, dar... Ok, nu intru în detalii. Prefer să-mi conduc propria viață având propriile mele viziuni și luând decizii în privința modului în care trăiesc, cu cine trăiesc, cum cheltuiesc banii și unde. La 30 de ani mă consider destul de matură pentru a lua ce... Băi, un strigăt de revoltă aici. Nu doresc să fiu controlată de alții sau să acționez conform dorințelor lor. Nu tolerez comportamentul negativ, amenințările sau minciunile pentru a-și valida puterea. Amenințări și minciuni. Aș vrea să aud și punctul de vedere. Din aceste motive am decis să nu mai vorbesc cu acea persoană. Băi, cu acea persoană. E dureros ca, probabil, ca mamă să auzi asta public cel puțin. Adică, repet, și eu cu mama mea mai am divergențe și în care pot să, îmi permit în glumă să mai fac glume de genul acea persoană sau cum îi spune o doamna Gabi sau... Dar aici arată destul de true, știi? Sper să fie apreciată această decizie. Mai mult de atât nu pot să spun. Și așa am vorbit destul despre acest subiect. Dar unde ai vorbit destul? Vreau să aflu mai mult. Rog, dăm măcar jumătate din ce se întâmplă cu ea. Dă-mi mie, că eu pot să duc, știi? Îs mai tânără, pot să duc. Te rog, numai nu mamei. Te rog din suflet. Mama, pentru mine e ceva foarte sfânt. Probabil dacă n-ar mai fi ea, ar ști ce? Că nu există. Băi, mie și asta, dați-mi voie, mie și asta mi se pare un pic nesănătos. Nu știu cum să spun, sună mai cât mai accurate. Această idolatrizare a orice, inclusiv, știu că e hot take, dar inclusiv a părinților, nu mi se pare sănătoasă din motiv că pe urmă și ruptura, dacă se întâmplă, e mai gravă. Fie că te duci peste hotare și uiți de mama ta și nu mai suni niciodată, fie că o blochezi pe rețele,
nu mi se pare sănătos nici idolatrizarea asta de relații. De asta, asta cu familia e tot timpul acolo pentru tine. Că nu-i tot timpul acolo pentru tine. Pentru că viața și prietenii care prietenii schimbă pe parcursul vieții, adică niciodată ai și prietenul ăla bun care, da, se poate întâmpla, dar și prietenii se schimbă și părinții nu se schimbă, dar în sens că poți să întrerupi relații la un moment cu părinții. Uneori părinții pot să-ți vrea nu neapărat rău, dar să-ți facă rău, știi? De asta și această idolatrie cu mama e sfântă și peste cât era? Peste 3 ani de la interviu să o blochezi mama ta de peste tot și spui că vreau să-mi trăiesc viața. Da, cum leși accesul, știi? Accesul părinților în viața ta. And de astea. Cumpăr, că nu-i zic mama, te iubesc sau mama, iartă-mă. Știi că eu sunt mai nebună așa și mă ia în gura pe tine te și spun tot felul de chestii. Îmi imaginez că așa se întâmplă relația lor. Mi-am dat seama că în fiecare zi și în fiecare dimineață și în fiecare seară îi spun mamei, te iubesc, ca nu cumva să am regret ca mâine să nu mai fie alături. Mi s-a întâmplat la un moment dat. Nu pot să comentez, e destul de sensibil subiectul, dar nu pot, da. Ok, și aceasta îi spun te iubesc ca într-o zi să nu regret. Nu știu cum să vă explic, poate eu văd lucrurile mai pragmatic, dar nu atâta, nu băi, fă exact ceea ce simți, exact cât simți, cum simți, nu da voie nici mai mult, nici mai puțin în viața ta, nu trebuie să faci un lucru ca pe, nu. Are sens ce spun eu. Nu știu dacă mă înțelegi. Mă bag și într-un subiect destul de sensibil în care poate n-ar trebui să mă bag. Că îmi dau seama că majoritatea trăiesc după principiile astea. Îi spun mamei mele că o iubesc ca într-o zi, mă tem să nu mai fie lângă mine și atunci să-mi fi. Eu am spus și la interviu la Nicolae Chicu. Nu am niciun regret vis-a-vis de taică-miu. Că nu știu, când nu i-am spus sau când n-am făcut sau când n-am venit mai des sau că nu știu ce, n-am niciun regret pentru că atât au fost să fie, adică atât ai fii om bun, fii aproape dacă simți că trebuie să fii aproape, fii departe dacă simți că trebuie să fii departe. Bun, acest video cred că o să se ducă și pe YouTube, o să... Bun, gata, vă pup, haideți la culcare. Dragă YouTube, dacă ești aici, nu uita, 832% din cei care urmăresc acest video n-au dat încă subscribe. Ne ajută foarte mult și vă așteptăm și live pe Twitch pentru că aici e foarte, foarte interesant.